10, 9, 8, 7, 6, 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tipar. Locuiam într-un bloc cu 4 etaje, undeva la periferia orașului. Unul dintre motivele pentru care m-am mutat a fost că era un cartier ciudat. Parcă toți erau golani, răi, pușcariași. Nu știu, dar în mod special, acest tip care locuia în apartamentul de lângă mine. Era un tip așa de ciudat și părea că este închis în el, că nu-și spune viața personală nimănui, iar tot ce face, face cu atenție. Mai tot timpul pe la miezul nopții se auzea un sunet ciudat care mă călca pe nervi. Recunosc, nu se auzea tare, dar nu am un somn adânc. Mă trezește chiar și ticăitul ceasurilor din casă. Noaptea trebuie să pun perne peste ele sau să închid ușa la bucătărie ca să nu aud frigiderul. Era greu să îmi țin ochii închiși când auzeam acele sunete ciudate ca niște pocnituri, bătăi în lemn, din nou și din nou și din nou și din nou și din nou! Nu mai suportam. Îmi imaginam că își pune niște papuci cu toc și merge prin cameră. Dar nu chiar așa de tare. Ca și cum persoana care mergea nu vrea să facă atât de multă gălăgie. După câteva zile, am realizat că sunetul este repetitiv. De fiecare dată se aude la fel, ca un fel de înregistrare pe care o pui din nou și din nou și din nou, cu întrerupere aleatorii între bătăi. Cam așa a fost tot anul, tot timpul același tipar de pocnituri. Câteodată pentru câteva ore în timpul nopții, care s-au tatuat încet în mintea mea. După ce m-am mutat și ani au trecut, în timp ce stăteam cu fetița mea pe canapea, în camera cu bradul de Crăciun, am învățat un pic din codul Morse. Fica mea a început să bată dintr-o dată în masă cu degetele și imediat după am simțit cum părul mi se ridică pe mâini și cap, cum inima îmi pulsează în gât, iar un fior mă cuprinde din spate și se bagă adânc în măduva spinării. Era același tipar. Când am întrebat-o ce înseamnă, a început să râdă. Mi-a spus că... Asta e cel mai simplu, tăticule. Este cel pentru ajutor. Puls. Zero.